O nouă zi, un nou episod și o nouă tâmpenie pe care o face Cristi. Ca de obicei, am reușit să fac eu ceva și să stric harta. Adică eram pe 1.79, jucasem niște survival games și după aia, bineînțeles, că ce să fac, hai să intru să filmez niște Lucky Block Survival și ghiciți ce? Bineînțeles că au dispărut toate blocurile astea, știți, adăugate de mod, pentru că n-aveam modul pe 1.79 și s-a stricat harta. Bun, așa că am decis, știi ce, hai să nu las așa seria, să pun doar un episod, mă rog, chiar dacă e o miniserie. Și am zis că să fac o hartă nouă și să începem, ce să mai... Oh, o ciupercă, sau maci, ajutor. Niște cartofi, morcovi, niște morcovi. Iar... Mereu chestia asta mă lasă așa masca, adică cea de genul, arunci niște ouă în aer, deci e genial. Trebuie să am grijă și să mă rog să-mi pice ceva de-astea, cum se numesc, să-mi pice cât mai repede posibil niște... Drăguț, niște Ender Pearls, niște perle de alea șmechere să ne putem teleporta în caz de nevoie. De fapt, asta e o leacă. Avem ăsta și dacă îl spargem ne dă obsidianul, nu ne dă nimic. Mă rog, never mind. Mamă, ești nebun. Chestia asta tocmai scotea fum. Bun, deci am crezut inițial că mă dătuse într-o capcană, dar aparent e un mini dungeon. Adică chestiile astea le găsești și pe survival dacă ai modul. Nu. A, niște armură. Bun. Armura e bună. Și aparent dătuse în foc la casă. A, dar ce drăguț. Bă, și nebun, cred că a pus ăsta, cum se numește, goldul fix unde trebuia să vină geamul. Lol. Deci, dacă aș vrea să mai fac asta, n-aș mai putea. Bine, cred că aș putea, da, mai greu. Arme de lemn. Ne-am mai pomenit. Mă, dar chiar ce n-am văzut eu? Da, uite, e acolo o de-asta, cum se numește, un blacksmith. Și chiar vreau să văd ce e în ce... Doar așa de curiozitate, mai mult. Au, drăguț, iar începem. Un iron, niște boots și da, chiar, hai să pun și armura dacă tot am luat-o. Și o schimbăm noi când pică de aia de diamond, ok. Hai să continuăm cu astea. Un cap de zombie. Niște cărți. Și-a... Mamă, ce m-a speriat chestia asta. A, perfect! Asta voiam, asta așteptam. Dar chiar am o întrebare. Ce se întâmplă dacă arunci... Să nu... Deci chiar există... s-ar putea să existe totuși de asta, cum se numește, portal către End, datorită... Știți, acum am spawnat lumea. Mă rog, hai să continu... Nu știu ce e acolo. Ah, un nou. Perfect. Perfect, stai așa. Show. Gata. Așa, perfect. Stă chiar foarte bine acolo. Mai am un pic de diamond. Ceva apă. Și asta ar fi bună. Pickaxe-ul aici, pe urmă sabia. Cred că asta... Nu, și o găleată gol. Aici, perfect. Cred că momentan așa e cel mai bine să le aranjăm. Până la ceva nou care ne-ar ajuta mai mult. Bun. Mâncarea, luăm mâncarea. Mâncarea e bună, cum să nu fie bună mâncarea? E... Da, level... Deci mereu mă sperii când aruncă chestii de-alea în sus. Genial. Pești. Armură de cal, spawnere. O masă de enchant, este așa. Perfect. Am luat toți peștii. Tu nu înțeleg de ce nu se stachează ăștia. Da, în fine. Magma cube, pig, cave spider. Așa, pufferfish, bla bla bla. Voiam un spawner de squid. Mă rog, în fine.
Hai să pun asta așa. Și... Efficiency 1. Bun. Chiar la efficiency speram. Și asta e să o enchantăm pe asta sau să... Mai asta e, n-avem de pe undeva niște lemn. Ba, uite, avem aici. Vreau să-mi fac o sabie de... Băi, aveam topor, mă. Vreau să-mi fac o sabie de diamond și să o enchantez. Poate îmi pică sharpness, cam la asta aș putea spera. Hai, mă. Hai, mă, mai era un... Las că luăm de aici un bloc. Bun. Deci, acum sper la un sharpness, cam asta m-ar ajuta pe mine. Bun, vin încă. Așa, și iar am o groază de căcaturi pe care nu să le folosesc. Bun, avem și o sabie pe care o înceantăm și pe ea. Nu știu cum ar trebui să arate sharpness, dar rolăm pe asta și sharpness-ul, wow! Deci am avut chiar noroc. Bun. Chestia asta dă 7 damage. Ok, acum hai să vedem. Căcat, 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 căcat. Uitați, de asta ziceam. Stai, te rog. No. Oh, perfect! Perfect, am scăpat de prima capcană. Bun, trăiască. Noroc cu asta, cum se numește, noroc cu pânza de panjen de jos, că dacă era fix lavă, nu mai aveai cum să scapi. Mă rog, acum facem o șmecherie aici, adică știi, urcăm pe apă și când ajungem sus, luăm apa, mă rog, nu prea ar trebui aici, așa, și o punem mai sus, să ne tot urcăm. Vai de capul meu, cât de nasol. Ok, instinctiv am dat cu chestia, cum se numește, cu... ocup Ender Pearl-ul și putea, și dacă nu eram atent, să mă teleportez fix în lavă. Adică să fi căzut în lavă înainte să apuce apa să transforme lava în obsidian. Era chiar nasol. Așa. Haide. Mai aproape mișto oricum. Nu cred eu că se mai întâmplă ceva acum. Deci, vedeți, de asta e bine să ai o de asta cu apă, o găleată cu apă în inventar. Foarte tare. Oricum, deci pentru save-ul ăsta trebuie să dați like. Dacă nu dați like pentru faza asta, sunteți degeaba. Ok, nu sunteți degeaba, dar totuși ar fi bine să dați un like. Foa, Doamne, băi, deci nu cred. Deci nu cred cum am scăpat de asta. Bun, și acum, parcă mi-au dat pe undeva niște de-astea, cum se numește, niște clay. Dar nu aici, mă rog, nu contează. trebuie să astup groapa asta. Uite, luăm drapărele. Pentru că, oricum ce facem cu drapărele? Perfect. Și spongiul, pentru că la fel ce facem cu spongiul. Bun, hai să continuăm, Doamne. Deci avem apa, avem ăla. Și ne mai trebuie și una goală. Una, o de-asta, o de-asta. Și chestia asta... înseamnă că acum trebuie să avem un inventar gol mereu. Și bun, hai că o să mai aruncăm de prin ele. Hai să continuăm. Chestia asta chiar le vreau. Poate cine știe, facem și un portal. Tuți artificiile, măti, că m-a speriat. Căcat, 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 căcat. De-asta-i, poți să-l omor. Never mind, poți să-l omor. Shit. Chestia asta nici măcar nu poate să ajungă la mine, ești nebun. Op. Care erau șansele? Hai mă, mor și tu. Perfect. Hai să continuăm. Nope. Vai de mine și de mine. Vai de mine și de mine. A doua capcană la care rezist. Yes! Mamă, ești nebun. Bă, ce pot să zic, măcar în episodul ăsta, chiar dacă reușesc să mor, măcar știu că m-am zbut, adică că n-am uitat așa ca prostul din prima. Lucky, ceva, vai că asta e chiar faină. Bun, cred că ar trebui să fac o groapă. Să pun aici niște lavă
și să mai arunc și să arunc în ce n-am nevoie ca să nu fie atâtea iteme degeaba. Laptele îl păstrăm că presim că s-ar putea să avem nevoie de el. Așa, așa, așa. Mă, dacă totul s-a aici așa, de asta e așa bun. Deci întâi să mâncăm mărul. Perfect, exact ce aveam nevoie. Și hai să facem două mere de haur. Pe care o să le mănânc, o să mănânc unul, numai pentru asta, cum se numește. Numai pentru alea două inimi, chiar dacă n-am nevoie acum, să zicem, de regeneration sau de absorption. Și mă ofti că acum e noapte și o să înceapă să spawneze mobi. Dar nu-i bai. Bă, să-mi bag piciorul, deci chestia asta mă enervează, se aude prea tare. Ok, hai să mai schimbăm poziția. Și să încercăm și... Aici ceva. Un băț. Drăguț. Chestia asta chiar e norocoasă. Nu prea convine, adică uite mai mult bă ăsta nu bă drag mă, obsidian shit lemn, zici că e un ăsta de încep cu el. Bun, asta speram, sunt aproape full valoros, norocos, dați-vă, deci e și de gold, e și lucește. E foarte șmecheră, ce să mai zic. Mai ies și chestii din mine. Și chestia asta e încentată chiar ca lume. Are și unbreaking, deci o să rezist o leacă. Ai bă, băi, lăsați-i pe ăștia mă, în pace, bă. Mai stai, da. Eu n-am cum să fac niște lână, o să fac un pat să dorm. Aș putea, de fapt, asta e. Am două, mai îmi trebuie încă trei de-astea de lână. De lână de... De fapt, e ce naiba, bă, stai mă, bă. Cu ea cu realizez că sunt chestiile astea. Ok, deci văd că zombii se duc la villageri înaintea mea, adică nu prea mă bagă pe mine în seamă cât sunt villagerii pe aici și am făcut rost de asta, de cum se numește, de încă o bucată de lână. Și acum căutăm crafting table. Nu. Intrăm într-o căsuță. Uite, intrăm în asta, cred că are și crafting table și vai de capul meu. Așa, da, are și crafting table. Luăm niște lemn de aici, de undeva, uite de aici. Luăm trei bucăți de lemn și facem și un pătuț să putem dormi, să treacă noaptea mai repede. Și deja am supraviețuit la prima zi, wow, deci genial. Pat și te rog spune că pot să dorm. Este, pot să dorm. Perfect. Ia asta e tot. M-au alărat cu ce rapid a fugit ăla. Bun. Am scăpat de niște mobi. Au. Bă. Mă jur, auzeam unde ăsta un villager care era bătut. Mamă, ce mă enervează creeperii. De fapt, în loc de șarmenes, cred că ar fi fost mai bun un knockback. Ba nu, că sunt și scheleții și pana mea. Dar pentru ce am eu nevoie, ar fi fost mai bun un șarmenes. Căcat, nu iar! Doamne! Doamne! Este! Am scăpat a doua oară de același trep. O, da! Doamne. Băi, ești nebun, nu pot să cred, băi. Și acum, cred că o să-mi iau niște cobblestone, să nu mai stau să tot ies cu apa. Deci, genial, să-mi bag piciorul. Bun, nu pot, deci încă nu pot să cred că am supraviețuit iar. Mai ales că nu eram atent. Doamne, băi. That was awesome. That was awesome. Ok. Hai că ieșim și de aici. Și de fapt știți și cred că o să închid aici episodul cât timp sunt încă în viață, că deja văd că nu mai sunt atent la ce se întâmplă. Dacă vreți continuarea, bine, aceeași mapă de data asta, adică tot pe asta. Nope, că dacă e să pic prost, nu e bine. Așa că ies manual.
Deci, cum ziceam, da, să dați like dacă v-a plăcut acest episod. Au. Asta a fost o dovadă de prostie. Deci long hold-ul, stai așa, long hold-ul. Dacă susține seria, nu uitați să dați like. Până atât am fost Cristi. Sper că v-a plăcut acest episod încă unul. Deci ar fi culmea să mor din ăsta și nu ne-am murit. Lucky chicken. Perfect! Perfect! Asta voiam. Să am o... găinușă norocoasă cu mine. Hai! Am pacoașa, avem nevoie de o lesă. Știi ceva? Lasă, eu v-am lăsat cu găinușa norocoasă. Eu am fost Cristi. Până data viitoare. Stai. Uite-te, mă, la cameră. Uite-te la cameră. La cameră. Alo? Domnule, doamne, sau mă rog, domnule. Alo? Băi. Așa. Băi, ne-ai simțit-o. Știi ceva? Las o baltă. Așa. Până data viitoare. Bye.